Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video aici pe canal. Astăzi facem top 5 moduri de a supraviețui prima noapte, așa că haideți să și începem. Primul mod este modul clasic în care începem să tem niște copaci, după care va trebui să facem rost de niște lână ca să ne facem un pat și deja am făcut rost de niște lemn. Hai să facem un crafting table, după care va trebui să ne facem o sabie. Cam așa facem niște bețe, după care facem o sabie, mai adunăm niște lemn deoarece sigur mai avem nevoie de niște lemn. Încă o bucată, tem tot copacul sau mai tem doar o bucată? Hai să mai tem încă o bucată să fim siguri, sau hai să tem cu tot copacul să fim siguri că avem destul lemn în orice situație. Bun, hai să continuăm. O să iau crafting table-ul ăsta cu mine și mergem să căutăm niște ouă, deoarece asta este cel mai important lucru, să ne facem un bat și după să trecem peste noapte. Dar hai să facem și rost și de niște mâncare dacă toți suntem aici și avem acești porci aici. Să mergem după el. Și am făcut rost de niște mâncare și mai văd niște porci în partea aia, dar nu găsesc nicio oaie. De ce nu găsesc nicio oaie? Hai să căutăm, deoarece ăsta este cel mai important lucru, să găsim niște oi și să facem rost de lână. Adunăm și niște barriers dacă toți suntem pe aici și niște oi pe undeva. Sigur în acea câmpie găsim niște oi și uite o oaie acolo. Hai să mergem după acea oaie să facem rost de niște lână. Mai amorăm și câteva găini pe aici dacă toți suntem aici, să facem rost de mâncare, să fim siguri că avem o grămadă de mâncare și putem să supraviețuim toată noaptea. Bun, hai să mergem până la acele oi. Am nevoie de oi albe și sper să fac rost de suficientă lână. Am o singură bucată doar și încă o singură bucată. Și mai am nevoie de încă oaie albă deoarece am doar 3 bucăți de lână. Dar hai să curăm și această vacă dacă toți suntem aici, să mai facem rost de niște mâncare, să fim siguri că supraviețuim prima noapte. Și ne-a băgat în acest cave și văd aici niște căul. Va trebui să țin minte că în acel cave sunt niște bucăți de căul și nu mai găsim nicio oaie. E un lucru foarte important să ne facem un pat în prima noapte, deoarece altfel poate nu reușim să supraviețuim. Și da, nu găsesc nicio oaie, serios. Bun, și cred că sunt niște oi acolo și da, sunt niște oi. Hai să mergem să luăm niște lână ca să ne facem un pat, deoarece așa este un lucru foarte important și rămânem fără mâncare. Deci nu cred că mi se gata hunger bar-ul, deci e foarte important să facem rost de lână, facem un pat și trebuie să ne încărcăm și hunger bar-ul. Hai să mâncăm niște carne, să ne refacem hunger bar-ul și uite încă niște oi. Și ăla e și un cave acolo sau e doar o baltă? Hai să vedem dacă e cumva un cave și sper să am noroc să fie un cave și e doar o baltă. Hai să mai omorâm niște oi, să facem rost de lână, deși deja avem, dar să fim siguri că avem acolo lână. Bun, hai să mergem mai departe și să căutăm un cave, de exemplu. Și nu găsesc niciun cave, să facem rost de niște... uite acolo unul. Cred că e un cave. Hai să mergem să facem rost de niște cărbune și de niște cobblestone ca să ne facem unelte de cobblestone. Bun, hai că punem crafting table-ul ăsta aici și n-am rămas fără lemn. Am crezut că am rămas fără lemn, dar știu că am luat destul de mult, astfel încât să fie suficient. Luăm pickaxe-ul. Spargem niște cobblestone ca să facem și am primit și un achievement foarte frumos acolo. Spargem niște cobblestone. Așa. Încă niște cobblestone. Avem nevoie de... câte bucăți avem nevoie? 2 bucăți? Cred că 2 bucăți. Ca să facem un furnal. Deja putem să facem un furnal. Hai să și craftăm un furnal. Așa. Îl punem aici frumos. Repede băgăm mâncarea aici. Dar va trebui să căutăm și niște căul. Nu știu ce vedeți voi și am găsit căul. Haideți că am găsit foarte repede căul. O bucată de căul, puteți să prăjim 8 bucăți de carne, așa că dacă luăm vreo 3-4 bucăți e suficient ca să prăjim o grămadă de carne și va trebui să facem și niște torțe. Bun, haideți să punem mâncarea prăjit repede. Ok, și imediat trece ziua, deci e important să ne facem și un pat. Hai să ne și craftăm un pat, facem niște... plank-uri și am craftat și un pat. Haideți că în noaptea asta probabil ne stabilim aici. Am nevoie și de o lopată, dar nu mai am lemn. Facem repede o lopată ca să luăm niște dărți, să ne închidem aici, să nu cumva ne atace vreun mod. vreun mob ceva și să ne omoare. Vreau să supraviețuiesc prima noapte foarte bine. Mai avem nevoie de niște căuri ca să facem niște torțe, să avem și lumina acolo în micul nostru loc. Bun, și haideți să închidem repede aici, deoarece din câte văd începe să se facă noapte și nu vreau să mă atace vreun mob ceva. Punem astea așa, bun, și prin partea asta închidem, pentru că nu vreau să intre ceva la noi. Bun, și ne-am făcut o mică încăpere, acum hai să facem și o torță, niște torțe ca să avem niște lumină pe aici. Punem aici și avem și niște lumină, avem și ceva mâncare, să punem și carnea asta la prăjit. Și cred că o să supraviețuiesc cu succes prima noapte. Al doilea mod de a supraviețui o noapte este să fim norocoși și să ne spawnăm fix lângă un sat. Astfel, dacă ne spawnăm lângă un sat, ce se aude? Se auzea ceva ciudat. Astfel, dacă ne spawnăm fix lângă un sat, avem noroc și avem și pat și avem și niște chestii destul de bune de care o să avem nevoie. Avem și crafting table, dacă ne spawnăm lângă un sat avem de toate și suntem foarte norocoși, aici nu avem momentan nimica. Hai să vedem ce mai putem să găsim pe aici prin sat. Mai găsesc, am găsit un chest, să vedem ce găsim aici. Și am găsit niște chestii bune, o să iau doar niște papuci și am făcut și niște achievement-uri. O să iau doar papucii aia, mai avem și etaj sau... nu. Bun, hai să vedem pe aici ce mai găsim în casa asta. Iar și-am găsit niște fier, am găsit niște chestii și pentru un cal, probabil să fac rost de un cal foarte recent. E mai mare satul sau e doar atât? Cred că, de fapt nu, drumul ajunge până acolo. Ar trebui să mai fie ceva pe undeva? Oricum, satul ăsta este destul de mic, dar oricum avem mare noroc că ne-am spawnat lângă el. Și avem acces la niște unelte destul de bune. A, se mai continuă în partea asta altă. Ce putem să găsim aici? Iarăși niște pâine, deci avem mâncare foarte bine. Se continuă pe aici satul. Se pare că da sau nu? Da, se mai continuă și pe aici satul. Hai să vedem ce mai putem să găsim aici să nu mi-au prea mult de mergi. Deci ce putem să mai găsim aici? Un campfire. Hai că deja avem și chestii frumoase pe aici. Aici nu găsim mare lucru de care avem nevoie. Uite și niște pumpkin. Și uitați ce priveliște frumoasă avem noi aici. Deci arată destul de bine. Mâncare am odată. Deci mâncare am. Haideți să facem un crafting table. Să fac un crafting table. Nu facem crafting table. Știu că aveam crafting table pe undeva. Hai să urcăm pe aici înapoi. Și uite ce vulpe. Și uitați niște vulpi. Uite niște villageri mici. Hai că am avut mare noroc că am găsit. Hai că am avut mare noroc că am găsit acest sat. Bun, deci știu... Mi-am luat ceva de merge în chestia aia. Știu că aici aveam crafting table, aveam de toate. Deci asta este căsuța mea. Deja am căsuță de la început. Ce este un lucru foarte bun. Deci noi avem niște pantofi. Hai să ne mai facem niște chestii de diamond. Ne facem chestii de diamond. Hai să ne facem un chestplate de diamond, de iron. Vreau eu să am un chestplate de diamond, de fier, ca să mă simt eu în siguranță. Hai să ne facem și un pickaxe ceva. Și... nu mai am lemn. Hai să mai facem niște lemn așa. Ne facem și un pickaxe de lemn. Mergem să minăm. Și trebuie să fiu atent să nu cumva se întunece în timp ce sunt eu în mină. De-aia o să fac o mină fix aici lângă casă. Ca să ajung foarte repede la căsuța mea și să mă culc. Ca să nu pățesc ceva noaptea. Și să fie totul bine. Așa că eu o să minez aici destul de mult. Și când se face noapte direct mă culc. Ca să nu pățesc nimica și să supraviețuiesc prima noapte cu succes. Următorul mod prin care putem să supraviețuim o noapte e modul profesionist, prin care facem repede niște unelte foarte bune și toată noaptea stăm și ne batem cu mobii pe care ușor o să-i batem, foarte easy. Pentru început trebuie să adunăm lemn ca și în orice mod. E ceva normal să stăm puțin să adunăm niște lemn, dar repede trebuie să adunăm niște lemn. Am zis repede. Bun, facem totuși tot așa repede un crafting table foarte rapid. Așa, l-am și craftat, îl punem direct pe jos, văd acolo deja un revine, deci o să mergem imediat să minăm puțin, să facem rost de niște iteme cât de cât ok pentru început, deși nu sunt foarte bune, am nevoie de un pickaxe foarte repede. Mușe să ne băgăm repede la mina să facem rost de niște iteme cât de cât ok. Pentru prima noapte să ne batem cu toți mobii pe care îi găsim și să îi batem lejer pe toți. Deci mă bag la minat. Am mai stat eu puțin la minat, am făcut rost de niște diamond și mi-am făcut niște unelte destul de bune, să zicem, dar puteam să-mi pun și niște enchanturi pe ele. O armură destul de decentă pentru prima noapte, trebuia să-mi pun și niște enchanturi, dar am zis că pentru prima noapte nu este necesar să-mi pun și niște enchanturi. Hai să ne batem cu toți mobii, deoarece abia am așteptat să vină odată noaptea asta să mă bat eu cu toți mobii. Și haideți că îi batem foarte easy. Uite, încă un zombie, hai să îl batem și pe ăsta, foarte frumos aici. Uite și un skeleton, hai să batem skeletonul, poate ne pică un arc, poate are și un enchant pe arc, hai să ținem chestia asta. Ce faci? Te-ai băgat acolo jos? Așa, avem noi frumos aici, scuci, nu ne poate lovi nimeni. Următorul mod de a supraviețui prima noapte din Minecraft este să fii vânător de comori, să cauți tot felul de temple, piramide, jungle, piramide și tot felul de chestii în care poți găsi iteme bune și să supraviețuiești prima noapte cu ele. Doar ce m-am spunat pe această mapă și pentru început va trebui să adunăm niște lemn ca să ne facem primele unelte, după care va trebui să încep să caut niște monumente, deoarece văd că m-am spunat chiar lângă un deșert, ceea ce înseamnă că poate găsesc o piramidă, ceea ce ar fi un lucru bun și asta o să și fac. Nu mă las până nu găsesc o piramidă, deoarece eu altfel nu știu să supraviețuiesc prima noapte dacă nu găsesc niște... de ce am pus chestia asta? Aici, eu nu știu să supraviețuiesc prima noapte dacă nu găsesc niște comori, ceva, ca să pot și eu să zic că am găsit ceva, o comoară și să supraviețuiesc mult mai ușor cu ajutorul ei. Hai să ne facem niște sticuri, am nevoie și de un pickaxe și cam atât am momentan, deoarece vreau să caut niște comori, niște piramide, niște chestii unde pot să găsesc comori, așa că asta o să și facem, mergem să căutăm niște comori, de să mergem, urcăm pe aici, oare în partea asta avem noroc și ce am găsit aici, am găsit deja o piramidă, hai să încercăm să intrăm și să vedem ce mob trebuie să ne luptăm. Pot să cobor pe aici, hai că coborâm frumos pe aici. Deja am auzit ceva, haideți să ne facem o sabie și să ne batem cu toți. Să-i batem pe toți pentru această comoară de aici. Probabil sunt o grămadă de monștri care apar comoara și noi trebuie să-i batem pe toți. E cam întunericul de un paianjen. Hai să-l batem. Hai să-l batem. Și l-am bătut foarte ușor. Haideți să coborăm aici jos. Aș vrea să fac o scară ca să pot și urca sus sau haideți... Hai să săpăm direct în jos și o să urcăm înapoi tot așa cu blocuri. Hai să vedem ce putem să găsim. Deja sunt foarte fericit că am găsit acest templu unde găsim niște comori și ce am găsit? Am găsit doar niște iron. Primul chest nu a fost atât de bun, așa că hai să vedem ce mai avem în continuare și am găsit deja diamond. Ce mai avem? Acum Affinity e o carte destul de bună, hai să luăm tot ce găsim. Deci trebuie să iau tot ce găsesc, deoarece din aceste iteme o să supraviețuiesc eu prima noapte. Luăm și sand, luăm tot ce găsim. Ce mai avem pe aici? Hai să vedem următorul chest, o carte cu Impaling 5. O să fie foarte bun când o să găsesc un trident, ceva. Și aici ce mai avem? Am găsit iarăși niște diamond, deja am găsit o bucăți de diamond. Ce era cartea asta? Piercing, va fi foarte bun când o să găsim o arbaretă, ceva pe undeva prin alt monument. Acum, hai să luăm și TNT-ul de aici. Deci avem nevoie și de TNT să îl folosim la ceva, dacă avem nevoie să spargem ceva. Repede exploatăm tot ce vrem cu acest TNT, hai să urcăm sus și mergem direct să căutăm altă comoară ca să pot supraviețui prima noapte din această nouă mapă pe care de-abia am creat-o acum. Hai să mergem să și căutăm altă comoară. Următorul mod de a supraviețui prima noapte este să fii miner, să faci rost de niște mâncare, iar apoi să te bagi la minat până te faci full diamond și toate chestiile de care ai nevoie ca să supraviețuiești lejer o noapte. Bun, abia ce am creat această mapă și văd că m-am spawnat lângă un sat, dar asta nu ne interesează pe noi. Mergem repede să adunăm niște lemn de aici. Repede, niște lemn. Ca să ne facem un pickaxe și să ne băgăm la minat, deși o să-mi fac un pickaxe, de fapt o să-mi fac o sabie inițial, să fac rost de niște mâncare, iar apoi ne băgăm tare la minat. De asta va trebui să adun destul de mult lemn, acum pentru început mai adunăm câțiva copaci, deoarece nu o să mai ies o vreme bună la suprafață până nu mă fac full diamond și sunt în stare să bat orice mod. Până atunci nu ies de sub pământ, așa că hai să mai adunăm niște lemn repede, să facem rost de niște lemn. După care mai e lemn. Avem deja 10 bucăți, este un lucru destul de bun, o să mai ajung o perioadă destul de îndelungată. Oricum o să mai găsim noi mineshaft-uri cât timp stăm la minat, oricum nu, hai că nu mai stau să sparg. Hai să mai spargem astea, să luăm bucata aia, nu putem să luăm. Bun, hai că am luat și bucata asta, hai să facem un crafting table. Frumos așa, un crafting table. Hai să ne facem o sabie. Repede, repede o sabie. Și facem rost de niște mâncare, deoarece o să plecăm sub pământ și nu o să mai ieșim o vreme destul de îndelungată. Deși, hai să mergem să-i spun și așa sala, că tot îl avem aici. Deși parcă nu aș merge, deoarece aș vrea să merg să minez odată și să supraviețesc. Să minez odată și să fac rost de iteme bune, să mă fac full diamond. După care să batem orice mob care ne iese în cale. Hai să mai facem rost de niște mâncare. Bun, uite și un golem, sper să nu mă atace, deoarece eu sunt intrus pe aici. Hai să luăm și un pat, dacă totuși suntem aici, deși nu știu dacă are rost, deoarece o să merg să minez, băi, și nimic. Hai că vreau să caut niște chesturi, să văd ce pot să găsesc, în casa aia nu cred că găsesc ceva. În partea alaltă văd niște case mai mari, mai frumoase, în care probabil stau cei mai bogați din sat? Probabil, nu știu. Vedem, casa asta este destul de mare, dar văd aici una și mai mare, în care sigur cât acasă. Nu știu dacă o să construiesc o dată vreo casă și nu găsim niciun chest aici, nimic. Deși arată bine casa. Arată chiar foarte bine casa. Să mergem să vedem altundeva, mai găsim ceva. Da, sărac satul ăsta. Degeaba credeam că asta e partea unde să ia mai bogat și găsim chestii, dar e sărac, nu găsim absolut nimic. Prin partea asta ceva, iarăși nimic. Pe aici. Deci nu se poate să nu găsim nimic în satul ăsta, nu? Deci chiar nimic. Chiar nimic, atâta ghiniam să am să nu găsesc chiar nimic în satul ăsta. Oricum ne interesează, mai bine nici nu veneam pe aici. Hai să mai facem rost de niște mâncare, deoarece, precum v-am zis, nu o să ies o vreme bună la suprafață până nu mă fac eu full diamond și sunt în stare să bat toți mobii și batem repede vacile astea. Facem rost de niște mâncare, după care să mergem undeva să începem să minăm și deja am văzut o mină. Deci am văzut o mină și mă bucur foarte tare că am văzut o mină. E o mină foarte mare și uite deja un mineshaft acolo. Acum, cum să cobor eu aici? Hai să coborâm cumva, spargem puțin pe aici și coborăm direct jos în mină. Deoarece, precum v-am zis, vreau să mă fac repede full diamond ca să mă pot bate cu orice mob și a curs apa până jos. Hai să coborâm încet în jos și a curs până jos. Bun, a curs până jos, hai să sărim direct jos și am un pickaxe, hai să facem repede și un pickaxe. Uite un mob aici, hai să ne batem cu el, pot să bat. Hai că l-am bătut. Cred că m-am uitat sus crafting table, dar nicio problemă, am mult lemn și facem altul. Facem repede alt crafting table. Frumos, facem aici și un pickaxe de lemn momentan și iarăși am auzit un mob. Hai să-l batem și pe ăsta. Unde e? Uite-l ai. Hai să-l batem și pe ăsta repede. Bun, l-am bătut. Să facem un furnal, să prăjim niște mâncare, deoarece avem foarte multă mâncare și să facem rost de niște mâncare și să ne băgăm direct la minat. Cât avem? 6 bucăți, mai avem nevoie de 2 bucăți ca să fac un furnal repede. Să luăm 3 bucăți și ne facem și un pickaxe de piatră să fim puțin mai eficienți. Deși am nevoie și de... ce se aude? Mai aud un zombie pe undeva. Hai să mișcăm repede, deci nu vreau să fac sabie. Eu vreau să îmi fac un pickaxe bun. Așa, avem nevoie de niște bețe pentru un pickaxe. Facem repede un pickaxe și nu mă bate asta, nu mă bați. Nu mă bate pe mine un zombie de ăsta mic. Mi-a dat mult damage, dar nu mă bate. Nu mă lăsă să mă bată un zombie mic. Fix într-un cave unde îmi place mie să stau. Bun, hai să facem asta așa. Avem și un furnal. Haideți să îl luăm aici. Unde e furnalul? Aici. Punem niște mâncare la prăjit. De fapt, o secundă că nu am căul să pun mâncare la prăjit. Cu o bucată de căul pot să prăjesc o bucăție de mâncare, așa că cu 2 bucăți de căul pot să prăjesc toată mâncarea și am și multă mâncare. Așteptăm puțin. Și da, sunt sigur că în felul ăsta o să... și am găsit deja și fier, hai să facem repede un pickaxe de piatră. Am găsit deja fier, sunt foarte fericit că am găsit fier. Poate găsim și diamond, deoarece suntem la un nivel foarte jos și avem șanse mari să găsim și diamond. Am văzut aici o bucată. Deci, deja pot să spun că am deja un pickaxe de fier. Aici am găsit un mineshaft. Ce putem să găsim în mineshaft? Știu că putem să găsim multe chestii bune prin mineshaft. Dacă am găsit și un chest pe undeva. Nu prea am mâncare momentan, deoarece am pus-o la prăjit. Pe aici ceva... Hai că ar fi bine dacă aș găsi și un chest ceva. Hai că e foarte fain minat asta. Abia aștept să mă pun la minat. Așa că mergem repede și cu creeper să plecăm de aici. Nu vreau să stau aproape de acel creeper. Deci am făcut roșii de mâncare. Punem sabia aici și mă bag direct la minat și o să supraviețuim primele nopți foarte bine aici în jos în mine. Și cam atât a fost și videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați să vă abonați și dacă vă abonați nu uitați să apăsați și clopoțelul, deoarece acela este adevăratul buton de abonare și dacă nu apăsați clopoțelul e ca și când nu v-ați fi abonat, deci neapărat să apăsați și clopoțelul. Nu uitați să dați un like și un share ca să vadă cât mai multă lume acest top pe care l-am făcut. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Zino și noi ne vedem data viitoare.